Oamenii continuă să fie încălcate, deja s-au perindat câteva generații și numărul acestor elevi în aceste instituții de învățământ scade dramatic, chiar și conform constatărilor Curții Europene. Acest lucru se datorează nu doar factorilor demografici, dar și presiunilor la care sunt supuși elevii, părinții și profesorii acestor instituții. Noi nu dorim altceva decât să fie respectată și implementată hotărârea Curții Europene în această cauză și dorim ca acești elevi, acești profesori și părinți să studieze conform drepturilor lor și conform convingerilor lor